Ce părere aveți despre târgul de Crăciun de anul acesta? E mult mai interesant decât anul trecut, adică e o diversitate și îmi place că au făcut și o promovare superbă, adică eram la aeroport și am primit această mică revistă și așa că mă voi duce exact la căsuța 129 să caut obiecte din cupru, deci e o chestie extraordinară. Că poți să-ți alegi ce vrei, la ce căsuță vrei, este totul specificat aici. E programul foarte bine pus la punct, îmi place, da. În sfârșit începem să devenim normali. E cam monoton ca în același an, mai ales pe timp de zi. Probabil că seara e mai multă animație. Pentru noi, la vârsta care suntem, ne mai încântăm ochiul cu aducerea minte mai mult. E minunat, uite, e super frumos astăzi, e soare. Multă mâncare bună, dulciuri, numai de bine. Sunt plăcut surprinsă, m-am întors anul ăsta după foarte mulți ani în România și este prima dată după mulți ani când vin la un târg în București. Sunt plăcut surprinsă, e frumos. Chiar mi reamintește de Valencia, unde am stat. Deocamdată nu pot să fac nicio comparație cu anul trecut și ceilalți ani la care am fost, pentru că e static deocamdată și nu am participat la niciun, mă uit aici, să știți că programul nu este atât de competitiv precum în celelalte ediții. M-am uitat și eram la sfârșit aici și vă spun că lipsesc soliști importanți, lipsesc valori și din folclor românesc și din muzica ușoară românească. Mi se pare un pic sărăcăcios, dar ok, muzica care am ascultat-o până la ora asta, cântăreții care au fost, mi-au plăcut. Chiar a fost ok. E foarte benefic, e foarte ok. Nu puteam să oprească, doamne iartă, tradiția, să oprească acum fix pentru că a cheltuit de 2 ani de ori. Mai ales că am înțeles că este a 13-a ediție și e destul de primitor, adică e așa. E home. Da, exact. E simpatic, bine, puțin cam aglomerat, mai ales în weekenduri, dar e mai drăguț că anul ăsta au băgat și patinoarul, adică cumva mi se pare că e mai reușit decât în anii trecuți. Ce părere aveți despre decorațiunile de anul acesta? Mi se pare că Primăria Capitalei s-a ocupat și anul acesta ca și anul trecut foarte bine și sunt foarte frumoase, abia am ajuns și aștept să mă plimb să văd mai mult. Decorațiunile astea au costat aproximativ 2 milioane de euro. Ce părere aveți despre chestia asta? Wow, mi se pare mult dacă stăm să ne gândim în ce am putea investi acești bani în alte domenii mult mai bine decât în acest lucru. Dar, na, acum proiecte și proiecte, dacă așa s-a decis. Îmi plac bine, cred că sunt destul de asemănătoare cu cele de anul trecut, dacă nu cumva aceleași. Da, sunt super drăguț așa și te simți ca acasă. Deocamdată le văd acum pe lumină, cred că sunt încântătoare, nu știu, presupun, n-am venit încă seara să le văd. Dar am înțeles că s-a cheltuit o sumă enorm de mare. Pentru 2 milioane de euro. Da, nu prea mă încântă ideea asta. Da, din moment ce am înțeles că sunt foarte mari probleme aici în București, cu căldura, cu... Oamenii stau în frig, însă primăria cheltuie bani pe iluminații. Decorațiuni, sas, nu știu, bune, bani cheltuiți, lumea să fie fericită mai bine. Și decorațiunile îmi plac, deși seara sunt mult mai spectaculoase, dar sunt superbe și București arată superb. Este destul de simple, dar cred că ăsta e farmecul lor și cumva... Sunt mult mai atractive așa, chiar e foarte reușit anul acesta. Decorațiunile astea au costat 2 milioane de euro. Ce părere aveți despre investiția asta? Băi, decât să-i bagi în buzunar. Și drept suntem și capitală și trebuie investit în fiecare an pentru a atrage turiști. Deci bănuiesc că e ok, cu toate că putea să fie o sumă puțin mai mică. E frumos. De ce? Sunt foarte frumoase. Adică atmosfera este... sărbătorească. E foarte plăcută. Un singur lucru este tragic. Că impostul Crăciunului să fie asemenea cărnați, sarmale,
ce vrei, toate produsele legate de ce înseamnă petrecere, chef, chiolhanș. Miroase totul super, super bine și sunt convinsă că o să fie bun tot. Da, avem și felul 1, felul 2, desert, abia aștept să mănânc tot. Vinul pierde regulile, un vin de proastă calitate. Îl îmbunătățește cu un pic de scorțișoară, banul să iasă, ca la români.